camera și se de aici. Ea este Roxana. Cu greu o poți deosebi dintr-o gașcă de băieți care joacă fotbal datorită frezei băiețești și a modului în care lovește balonul. Lucru mai rar în cazul unei fete. Ieșeai cu băieții la bloc, la scară? Da, îi chemam pe afară și mă știam că e fotbal. Mai băiețoasă, contează în activitatea asta până la urmă, care e de băieți, în principal, fotbal. Da, mie așa îmi place, na, asta e stilul meu. Sunt mai multe fete care se poartă așa. Și freza asta funky așa de când o ai? De mult. Am jucat ieri și am vrut să fac o farfecă și m-a dat drept în braț așa la portar. Dar așa am dat așa la schemă. De partea cealaltă, elevele de la Colegiul Național Pedagogic se declară la fel de pasionate de acest sport. Pasiunea vine de când eram mici. Ne place foarte mult acest sport. Așteptări, ce așteptări aveți acum în urma acestei finale? În urma acestei finale vrem să plecăm la Hunedoara, vrem să batem economicul și sperăm să câștigăm și acolo, să mergem mai departe la națională. Este un sport frumos și numai băieții pot juca fotbal. În ocazia asta demonstrați într-adevăr că nu este un sport exclusiv numai pentru băieți, cum este pentru o fată să practice acest sport, să șuteze foarte bine, să se arunce pe jos din ce am văzut mai devreme. Sunteți foarte pasionat. Păi da, este foarte frumos și în primul rând și băieții rămân uimiți până la urmă când văd o fată că șutează foarte bine sau driblează. La startul competiției s-au aliniat 4 echipe, iar în urma rezultatelor, cele mai bune au ajuns în finală. Astăzi se desfășoară finala între Colegiul Național Pedagogic și Liceul Colegiul Economic Teodor Costescu, echipe care au fost înscrise în această competiție și urmând ca câștigătoarea de astăzi să participe la etapa de zonă din județul Hunedoara, care se va desfășura în data de 19-21 aprilie. Am organizat această competiție care în ultimii 3 ani devine tradițională, Cupa Liceelor la fotbal feminin. Păcat că nu avem un teren mare regulamentar, să putem să jucăm aceste meciuri chiar pe teren mare, cum joacă și băieții de altfel. Eu cred că e un lucru mai mult decât îmbucurător, pentru că în acest fel reușim să atragem nu numai băieții, elevii, ci și fetele. Toate fetele care s-au înscris în acest concurs au fost selectate după un singur criteriu, să fie pasionate de fotbal.